În județul Argeș, 32,06% dintre alegătorii înscriși pe liste s-au prezentat la vot. Rezultatele alegerilor europarlamentare pentru județul Argeș sunt următoarele. Pe primul loc se află alianța PSD-UNPR-PC cu 75.820 de voturi, adică 46,86%, urmată de PDL cu 17.573 de voturi, 10,86%, PNL 17.134 de voturi, 10,59%, Mircea Diaconu, candidat independent, 16.162 de voturi, 9,99%, PMP, 11,046 de voturi, 6,82%, PPDD, 6.416 voturi, 3,96%, PRM, 5.912 voturi, 3,65%, Forța Civică, 3.029 de voturi, 1,87%, Alianța Națională a Agricultorilor, 1.517 voturi, 0,93%, și Partidul Ecologist Român, 1.253 de voturi, 0,77%.